seara de sâmbătă, Andreea a simțit nevoia să facă câteva remarci la adresa lui Liviu, chiar în fața doamnei Mari. Din păcate, Liviu nu seamănă cu dumneavoastră, doamna Mari. La caracter, bă, că seamănă cu taică. Da? Adică nu-l cunosc, dar nu seamănă cu dumneavoastră. Andreea, în viață trebuie să fii și un pic mai așa, că altfel nu răzbești. Eu am avut mult de pierdut datorită... Sau din cauza caracterului meu. S-au câștigat. Nu, Marian, cred că de pierdut am avut foarte mult. Părerile unanime ale casei despre cuplul Liviu și Maria au făcut-o pe doamna Mari să aibă reacții imediate. Și doamna Mari e nebună. Și e frică că sunt soară Liviu. Doamne, unde m-ai adus, doamne? Noroc că nu sunt dușmănoși, parcă cum se ceartă. Eu văd pe Andreea cu gură mare. Se ceartă, dar pe urma două zile, ai văzut? Trebuie să le treacă, că sunt aici. Iar de Liviu cu Maria, părerea la toți. Doamna Ioana, totdeauna am fost percepută altfel decât să nu mă mai surprinde nimic. În clasamentul publicului, surprizele s-au ținut lanț. Mama săptămânii a fost desemnată doamna Mari. Doamna Mari! Felicitări, doamna Mari! Mulțumesc celor care m-au votat, mulțumesc tuturor celor care sunt alături de copiii mei și Doamne ajută! Dumnezeu înainte! În clasamentul fetelor, pe locul întâi a fost desemnată Andreea. Pe locul al doilea Alina și pe locul al treilea Maria. Topul băieților, spun că e important pentru că știți că voturile voastre le dau imunitate celor aflați acolo în primele trei poziții. Pe locul întâi a fost desemnat Ionuț, pe locul al doilea Marian, iar pe locul al treilea și cu imunitate Bogdan. Unul dintre ei, Alin sau Emil, o să părăsească astăzi competiția. Voi sunteți cei care ați votat. A fost o luptă extrem de strânsă. Cel care o să părăsească astăzi casa Mireasa este... Emil. Emil, mulțumesc foarte mult că ai venit la emisiune. Știu că ți-ai dorit foarte mult, că ai aplicat în secțiunea casting de multe ori. Mie îmi pare rău că n-a fost să se întâmple să-ți găsești aici jumătatea, da? Poate există un loc în sezonul 4. Asta odată sau poate... cineva cine afară, afară care te așteaptă, care te-a văzut și a văzut că ești un tip fain și sunt convinsă că o să găsești iubirea. Și am auzit răsuflarea Cosminei. De aici am auzit-o, suntem la... E așa o răsuflare de între, logic, nu îmi doream să plece Alina, am spus asta de foarte multe ori, dar Emil e drag și el. Rând pe rând, concurenții își luau la revedere de la Emil. Cum am zis, îmi pare rău că pleci, dar îmi pare bine și de-a meu. Îmi pare că ți-ai îndeplinit misiunea aici, băiatule. Dumnezeu să-ți ajute să-ți găsești iubirea, că ești un băiat minunat. Copiii dumneavoastră. O să am grijă, stai liniștit. Știu cum să am grijă. Da, ne vedem în casă. Ok. Pare rău că pleci. Vinci. Discutăm despre Alina. A început, am plecat cu dreptul. Pe parcurs ne-am cam încurcat în pași. Am decis să rămânem prieteni. Ne auzim afară. Și în afară, dacă va fi să fie ceva pe viitor, probabil timpul ne va arăta acest lucru. Mămică! Nu, ultima, dar nu cea din urmă. Nu, domnul Virgiliu nu ar trebui să-și facă griji în privința mămicii, ca așa îi spun eu. Probabil faptul că suntem două caractere care se apropie rapid de anumite persoane, creează niște sentimente mai puternice. Sper că nu pleci la Focșani și ne vedem când ieșim. Ne vedem și la București. Cu siguranță, cu siguranță. Ne vedem. O să ne vedem. Stăm aproape. Rămâi la mami o săptămână, nu? O să rămân. Ca să ne vedem. Ceea ce m-a făcut și astăzi după gală, faptul că a venit și a plâns, m-a emoționat și pe mine chiar până la lacrimi. Am simțit-o exact ca pe o mămică. Plângeva! M-a emoționat mămica! Băieții s-au despărțit într-un mod aparte de Emil. La mulți ani, Emil!
Asta să nu mă uit. De la Maramureș. Da. Să nu uiți că am fost colegi de cameră. Da. Mâine este ziua mea și aș vrea din un cadou din partea lui Cosmina și a lui Alin, un sărut între ei doi. Ce să mai, eu zic că nu-i frumos să refuzi, mai ales de ziua lui. Știi, Emil, fii atent, la noapte la 12. Da, o să mă la mine la play. O să cântăm cel mai bine, mai bine la noapte la 12. Lui Emil, buze-n buze. E cel mai bine. Deci ai promis? Nu, n-am promis. A, n-ai promis. Dar Emil a simțit nevoia să lase un mesaj pentru toți concurenții rămași în casa mireasa. Dragilor, toți cei care aveți parte de ultimele săptămâni în casa mireasa, bucurați-vă de ele, fiți voi înși vă. Pa! Bye! Ești un om bun. Nu o să mă schimb niciodată. Iubiți-vă, pentru că asta este scopul acestei case, de a vă aduce împreună și a arăta unul altuia că puteți să vă iubiți dincolo de orgolii, dincolo de gelozii, dincolo de neînțelegeri. Încercați pe cât posibil să vă iubiți. Da, sper că v-a mers la suflet mesajul lui Emil. Uite, Ana s-a emoționat, doamna Daniela plânge. Asta, uite, cu bucurați-vă de săptămânile astea care v-au mai rămas, pentru că întrebări sunt puține, au mai rămas foarte puține, că uite, sunt oameni care nu și-ar fi dorit să plece și au plecat, care nu au avut norocul vostru să-și găsească jumătatea, că dacă stau bine și mă gândesc, în afară de Alina, cam fiecare și-a găsit. Hmm? Eu zic că asta este... un mare noroc. Nu? Concurenții care au plecat, bineînțeles. Exact, nu, la... dar zic așa, voi finaliștii. Da. Mă rog, cei care veți rămâne, nu știu ce o să fie în galele următoare, dar finaliștii însemnând care ați prins ultima lună aici, în Casa Mireasa. Încep așa, că au fost multe de... spus aici în materialul acesta. Doamna Mari, v-ați simțit așa că nu sunteți singură apropo de părerile casei despre Liviu și Maria? Ideea e că în acele afirmații toți au văzut că relația nu este tocmai ok, despre asta este vorba, m-a durerea, ca să zic așa. Dar acolo a fost o neînțelegere. Adică Andreea a spus că Maria... mă iubește mai mult, eu nu, și după aceea toți au înțeles că noi ne iubim foarte mult. Eu nu, de exemplu, a spus Andreea, pentru că a crezut că Andreea a zis că noi ne iubim foarte mult. Doamna Ioana a văzut același lucru și tocmai ce-mi zisese și eu i-am zis, vedeți că nu sunt nebună, și a zis chiar toți i-au văzut că nu i-am. Nu, a fost o înțelegere, de asta zic. Au sărit toți că au spus da, că au înțeles greșit. Eu nu, de exemplu, am înțeles greșit. Da, eu am zis că se iubesc amândoi, asta. Ideea este că foarte multă lume vede ce e neregulă în relația lor, văd și eu, și mă îndurerează chestia asta. Repet, se înțelege greșit că eu aș vrea să-i văd despărțiți. Se înțelege greșit. Eu aș vrea să-i văd fericiți și degeaba țip eu, poate să se audă dincolo de casa asta, că n-am ce să fac. Nu se înțelege, nu se vrea să se înțeleagă. Asta e. Păi, dar problema e că... Nu, cred că e o decizie pe care trebuie să o luați voi doi, nu? Bineînțeles că asta am susținut mereu și mama știe. Adică nu influențează cu nimic. Dar uitați, doamna Mari, azi se țin de mână. E bine. Au început săptămâna cu dreptul. De acord cu dumneavoastră. Se țin de mână, dar uitați-vă la fețele lor. Că eu nu văd doar mâinile, doamna Simona, din păcate. Ce spun fețele din noastre? Din nefericire. Nimic, uitați-vă, e la fel de la Romina și Ionuț, asta am vrut să spun. Mă fac fericită lucrurile. Ei, da, acum, doamna Mari, nu vă supărați, că simt și eu nevoia să comentez. Ionuț, de când a plecat mami, e mai relaxat. Păi și n-am soluție să plec și eu. Acum, nu știu. Vă mulțumesc pentru sugestia. Da, perfect. Am zis că rămânem garnitura asta la final. Rămânem, Simona, rămânem. Nu? Cum ziceați voi, o divizia? Cum zici, care era expresia? Să mai vină o divizie? Lotul. Lotul. Rămânem lotul ăsta la final. Hai, nu plec nici eu, nu plecați nici dumneavoastră. Da? Eu nu înțeleg de ce mama vrea să fiu identic al cuplu. Nu, sunt fericit să... acum, în acest moment, cred că și Maria, nu știu de ce vrea să... Mi-aș dori doar să înțelegi dincolo de cuvinte, dar tu...